a început cu răsturnare în Alianța pentru Integrare Europeană. Dumneavoastră personal, de ce credeți că s-a ajuns la această situație? Nu, este un... Cred că își cere o analiză mai complexă ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 3 ani cât Alianța a fost la guvernare. Cred că, oricum, putem și trebuie să recunoaștem că au fost făcute și lucruri frumoase, dar și multe greșeli. Eu cred că asta este firesc pentru o alianță care este formată de mai multe partide, mai ales când sunt diferite doctrinare. Este, măcar că nu este o premieră pentru Republica Moldova, o alianță democratică, dar totuși este foarte greu să îmbine interesele a mai multor partide care fiecare a avut mesajul său încă în campanie electorală și responsabilitățile sale în fața locuitorilor Republicii Moldova. Și cred că s-a ajuns la această... Asta este părerea mea personală. Eu cred că deja și populația asta a simțit, este și părerea experților. Eu cred că este politizarea excesivă și partajarea politică ne-a jucat festa. Dar vă spun că era firesc această greșeală, pentru că este o nouă experiență pentru clasa politică din Republica Moldova. Eu cred că anume această inconveniență în criteriile de politice pentru a numiri în funcții, asta a fost deci o greșeală de bază a Alianței. Și altceva este sigur că ambițiile personale ale liderilor a fost încă o greșeală care este, tot este părerea mea, este că în Republica Moldova, cu părere de rău, partidele politice, chiar și dacă sunt de orientare democratică, nu au structură pe interior democratică. Și ca organizare de partid, din păcate mai avem partidele de lideri, a unor lideri și nu partide cu structuri democratice. Credeți că mai există șanse de împăcare sau cel mai probabil Republica Moldova va avea alegeri parlamentare anticipate? Știți, șansa întotdeauna există, cu speranța mare ultima. Eu cred că șanse de împăcare, dacă să vorbim de împăcare, deci care este motivul acestei discordii în alianță, eu cred că suntem partide politice, suntem responsabili în fața alegătorilor și în fața țării, în viitorul acestei țări, parcursul european acestei țări, care noi ne-am asumat toate partidele împreună. Eu cred că aici nu poate fi vorba despre o împăcare la nivel de lideri. Eu cred că fiecare lider trebuie să conștientizeze că partidul său a fost votat de către popor și ambițiile personale trebuie să fie lăsate la o parte și să gândească strategic ce și cum putem să facem ca totuși să ne obținem acele, să atingem acele obiective care ne-am pus atunci când am venit în Parlament. Eu cred că acum trebuie să se gândească la rece, pentru că în spațiul mediatic au fost aruncate foarte multe învinuiri și asta nu rămâne așa pur și simplu, pentru că lasă o amprentă psihologică, în primul rând, la cei care priveau consumatorii acestei informații, mă refer iarăși la acești alegători, și eu cred că trebuie să fie foarte bine gândit la rece care pași trebuie să urmeze pentru ca țara să evite acel mare pericol care ne paște odată cu alegerile anticipate. Este Partidul Democrat pregătit pentru alegerile anticipate și dumneavoastră personal sunteți gata să mergeți în campanie? Eu cred că orice partid bine organizat, dar știți că Partidul Democrat și-a pus drept obiectiv reorganizarea structurilor de partid, darirea acestor structuri, la noi cu succes a merge acest proces, el este deja în proces de încheiere și vreau să vă spun că Partidul Democrat este gata să meargă la alegeri în cazul în care va fi necesar.
Cum sunt împărțite rolurile în Partidul Democrat? Am în vedere, în caz de alegeri, fiecare deputat, ministru, este responsabil de un anumit raion sau aveți o altă strategie? Deci, eu cred că asta se referă deci, la fiecare partid. Strategia în alegeri este gândită de însuși partidul, care se lansează cu mesaje, cu noi... știu, iarăși promisiuni, dar deci această strategie, la această strategie se lucrează în comun, de exemplu, vă spun așa cum este în Partidul Democrat, deci se lucrează în comun cu toți miniștrii și deputații, pentru că noi oricum mergem în raioane în fiecare zi de luni și numai în fiecare zi de luni regulamentar, dar și în timpul săptămânii. Sigur că cunoaștem informația ceea ce ține și de organizațiile noastre în teritoriu și de problemele localităților și sigur atunci strategia se gândește reieșind din condițiile în care mergem în alegeri și deja de obiectivele pe care ne le punem în aceste alegeri. Sunteți mulțumită de modul în care ați activat pe parcursul mandatului de deputat? Nu pot să spun că sunt mulțumită, sincer să fiu totuși altfel. Mi-am gândit activitatea mea, cu păreri de rău în cele mai multe cazuri erau niște momente obiective care nu depindeau de mine sau de partidul din care fac eu parte, dar în fond totuși mă gândesc că m-am străduit să fac tot posibilul ca să-mi duc mandatul cu destoinic. Eu sunt vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Sunt și ca structură așa psihologică și ca caracter, nu că numai săritoare la nevoie, dar ceea ce detez cel mai mult este inechitatea și m-am străduit foarte mult să ajut chiar și pe oricunde era foarte greu și nu depindea, vă spun încă o dată, nici de mine, nici de partidul pe care reprezint, dar totuși m-am străduit să ajut cât de cât petiționarii mei. Cred că a fost și benefic pentru țară și pentru programul care ține de regimul liberalizat al vizelor, sunt niște proiecte de lege sau lege deja care au devenit lege în domeniul drepturilor omului. Am luptat foarte mult și luptă pentru un statut foarte clar a apărătorilor drepturilor omului. În limba rusă asta se numește pravozașitnic. În Republica Moldova, cu prevederea, nu avem. Avem organizații non-guvernamentale care sunt mai mult... dar iarăși asta decurge din niște condiții obiective. Mai mult avem organizații non-guvernamentale care sunt specializate în domeniul de politici pentru drepturile omului, însă pe cazuri aparte, institutul acesta de apărător a drepturilor omului noi practic nu este dezvoltat. Altceva, un obiectiv principal, adică destul de important, care vroiam să-l ating împreună cu colegii mei din Comisia pentru Drepturile Omului, Centrul pentru Drepturile Omului, organizații non-guvernamentale care sunt specializate în drepturile omului asta. Deci, definitiv, are un mecanism foarte clar de protejare și asigurare a drepturilor omului în Republica Moldova, care vreau să vă spun că este puțin așa dezechilibrat și foarte neclar. Prima noastră, vreau să spun că primul nostru succes, poate și care a fost foarte discutat în societatea asta, este legea egalitate de șanse sau legea care anterior a fost numită legea non-discriminare, care din păcate a fost redusă doar pe discriminare pe criteriu sexual, însă poziția mea este și rămâne și va fi că această lege a fost necesară doar pentru că să existe un mecanism juridic foarte clar de protejare a drepturilor omului, pentru că la noi Constituția care garantează și consfințește drepturile omului, avem în mai multe, în codul civil, în codul penal, tot avem articole care protejează drepturile omului, însă era foarte complicat în judecată să vii anume cu această problematică că mi-a fost sau a fost încălcat dreptul unei persoane. Și această lege care a fost adoptată de către Parlament, spun foarte discutată,
legea egalitatea de șanse, non-discriminare, așa mai mult îmi place totuși denumirea non-discriminare, ea anume garantează și oferă acest mecanism foarte clar și eu sper că asta va responsabiliza și sistemul nostru judiciar și va responsabiliza și Ministerul de Interne, Procuratura și cred că îi va face mai activ pe cetățenii Republicii Moldova, le va da această șansă că dreptul lor poate fi, adică nu este pur și simplu asigurat, dar este și protejat și el poate fi asigurat prin instanța, decizia instanțelor de judecată. Am vrea să se vorbește că Partidul Democrat ar fi împărțit în două, o parte condusă de domnul Plahotniuc și a doua de Dumitru Deacov. Care este realitatea? Știți, deja de parcursul a 3 ani tot aud, de la început a fost așa că se spunea că este împărțit, o parte este grupul domnului Lupu, alt grup este domnul Deacov, deci cu venirea domnului Plahotniuc deja s-au format iarăși două grupe. Vreau să vă spun că desigur că există această problemă și în orice în orice mediu, în orice colectiv unde ar veni diferite echipe sau pe o echipă veche să vină cineva din echipă nouă, știți, integrarea aceasta în echipă este un proces de mai de durată. Și sigur că asta nu înseamnă că, dar asta nu înseamnă că acești oameni nu se integrează în echipă și nu formează o echipă integră, o echipă comună. Eu vreau să spun că din 97 am fost membru Partidului Democrat, pe urmă mi-am suspendat această calitate de membru pentru că am devenit funcționar public și conform legii de atunci nu puteam să fiu membru a unui partid. Pe urmă am lucrat în Parlament în echipa domnului Lupu și sigur că atunci când am venit cu echipa Partidului Democrat, care pentru mine nu a fost o echipă nouă, nu am avut nicio problemă să mă integrez, pe toți îi cunoșteam, dar și toți acei care au venit cu domnul Marian Lupu, nu a fost nicio problemă să integreze în noua noastră echipă. Nu există așa ceva, asta sincer vreau să vă spun, că nu există așa ceva, asta există doar la nivel de niște speculații, niște vorbe, așa ca să mai țină puțin în suspans opinia publică și să fie mai interesant pentru topul de știri. Ați susține coaliția Partidului Democrat cu Partidul Comuniștilor? Este foarte greu acum să răspund așa unilateral la această întrebare și vă spun de ce. În genere, coalițiile le admit doar atunci când există un obiectiv comun și atunci la acest obiectiv se ralează toate forțele care împărtășesc această idee. Și aceasta pentru mine este o coaliție. Dar nu admit coaliții și nu le primesc nici ca persoană, nici ca politician, că să existe coaliții împotriva cuiva. Eu cred că dacă pentru Republica Moldova, în situația în care ne creăm noi, ne aflăm noi, este foarte important să fie o coaliție pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova și asta vă spun foarte sincer. Cum vedeți Republica Moldova la finele anului curent? Vreau să văd Republica Moldova la finele anului curent, în sfârșit țărmana noastră țară, s-o văd totuși împăcată și societatea este acum o problemă foarte mare cu această dezintegrare, această împărțire care există acum în societate, anume pe criterii de partid, ceea ce pentru mine, deci pentru mine ca istorician este ceva firesc. Pentru mine ca persoană care vreau să trăiesc într-o țară integre, într-o țară prosperă, într-o țară europeană, este ceva inadmisibil, dar totuși îmi doresc ca la finele acestei țări și anul nou 2014 cetățenii Republicii Moldova să o întâlnească cu multă pace în suflet și multă armonie. Vreau să mă întreb, în curând vom sărbători 8 martie. Tradițional, cum marcați acest eveniment și ce doriți femeilor din Republica Moldova? Nu, această sărbătoare este o sărbătoare de familie, este tradițional așa de când eram încă mic copil, ne trezeam permanent cu cadourile tatei, eram două fete și în familie și mama și eram foarte alentate de tatăl nostru, Dumnezeu să o ierte, și această deja tradiție a rămas în familia și a mea și a surorii mele.
soții noștri, adică soțul meu ne face o sărbătoare și mie și mamei mele, și pentru că locuiește alături de noi. Deci suntem împreună, primim cadouri, suntem răsfățate. Asta ne place foarte mult. Ce le doriți femeilor din Republica Moldova? În primul rând le doresc multă dragoste, pentru că știți cum se zice, multă dragoste niciodată nu este. Deci să fie mai, cât mai multă dragoste, să fie răsfățate, să fie iubite și indiferent de situația în care se află, atât țara noastră, cât poate familiile, multora din cetățenii Republicii Moldova, când sunt plecate, sunt dezintegrate, dar le doresc femeilor totuși să se simte în permanent iubite și să lupte pentru iubire și poate să dea un exemplu pentru un bărbat, că fiecare bărbat trebuie să țină minte că el este acela care este umărul familiei, care este menit să protejeze familia. Și asta este, cred că, cel mai important pentru o femeie. Ne spuneți o rețetă pe care o gătiți cel mai des și care este una de succes? Diferite rețete. Știți, mie mai mult îmi place bucătăria tradițională. Nu prefer multe condimente, foarte simple, sare și piper. Și fac diferite. Mai mult îmi plac bucatele și cred că îmi reușesc felul întâi. Diferite borșuri, zame. Și bucatele din carne și cartofi. Povestiți-ne despre familia dumneavoastră, ce vă place să faceți în timpul liber și ce pasiune aveți? În timpul liber nu ne place să călătorim. Soțul meu este de profesie arheolog. Noi, cu prietenii noștri, în fiecare, ne străduim așa cât dacă avem posibilitate, în fiecare sâmbătă și duminică să cunoaștem Moldova, pentru că sunt locuri foarte interesante, care, apropo, numai grație soțului meu noi și le-am descoperit, pentru că el fiind arheolog, deci a cutreierat nu numai fosta Uniunii Sovietică, dar și Republica Moldova, ceea ce noi, de exemplu, nu știam, pentru că în afara orașului, știți, ca copii de oraș, mai mult nu prea mergeam, dar am avut așa niște chiar plecări tematice cu mănăstirile din Moldova, cu locurile interesante ca, pur și simplu, ca landșaft geografic. Am călătorit foarte mult spre nordul Moldovei. Sunt locuri extraordinare, extraordinare. A fost o descoperire pentru noi. Și iată, asta ce ne place să facem în timpul liber, sigur că ne place foarte mult și să citim. Putem, dacă găsim o carte interesantă care acum este foarte deficitară, vreau să vă spun, și îmi pare rău, cred că este o criză mondială în sensul ăsta, dacă găsim niște, chiar căutăm sau pe internet, niște noutăți din cărți, noi putem să citim și până în zorii zilei, numai ca să primești o plăcere estetică, o plăcere spirituală, ceea ce ne lipsește, cu părere de rău, în viața așa de toate zilele. De pasiuni? Ce pasiune aveți? Pasiuni, chiar și am uitat de pasiuni, sincer să vă spun. Pasiuni, îmi place un film interesant, îmi place, foarte mult îmi plac cărțile. Soțul meu mai mult cu colecțiile, el colecționează multe lucruri așa interesante, mai mult care țin din niște datări arheologice. Mie îmi place mai mult să citesc, deci colecționez cărți, vechi cărți așa mai, sau foarte rare, care acum nici nu le găsești ca autori. Asta e singura mea pasiune. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o primăvară frumoasă. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră o primăvară frumoasă. Mulțumesc mult!